Organizația Municipală PSD Sighetu Marmației și-a ales președintele în prezența 327 de delegați din cei 350 convocați, reconfirmându-l cu unanimitate de voturi pe Sorin Vlașin în funcția de lider politic local. De asemenea, fostul prefect Vasile Moldovan a fost desemnat președinte executiv al organizației locale și a fost nominalizat candidatul social-democrat pentru primăria Sighetu Marmației. Sorin Vlașin a prezentat cu această ocazie lista biroului de conducere a PSD Sighetu Marmației. Au fost desemnați și 9 vicepreședinți, printre aceștia regăsindu-se și cei doi consilieri județeni Ioan Sas și Doru Orza. Biroul organizației PSD Sighet a mai fost completat cu 13 membri și un trezorier, în timp ce poziția de secretar executiv a revenit Alinei Prisecaru.